Bun regăsit, vă spune Andrei Giurgia, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față, emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Împreună cu invitatul nostru din această după-amiază vom dezbate, analiza, dar și mai importante vor fi soluțiile pe care vom încerca să le identificăm atunci când vorbim de un trai mai bun, de funcționalitatea orașului Iași, de modul în care pot fi soluționate anumite probleme, dar și posibilitatea de a atrage noi investitori, de ce nu. În studioul Viva FM a ajuns în această după-amiază domnul Marius Bodea, președinte unic al PNL Iași și președinte al Consiliului de Administrație în cadrul Aeroportului Internațional Iași. Domnule Bodea, bine ați revenit pe 105 FM. Bine v-am găsit. Vă reamintesc că puteți să ne adresați întrebări în direct aici la Viva FM la numărul de SMS 0753 100 300 sau, dacă vă este mai ușor, direct pe pagina noastră de Facebook. Trebuie să le spunem ascultătorilor, nu ne-am întâlnit după alegerile locale, astfel încât am să vă întreb acum dacă sunteți mulțumit de ieșenii care s-au prezentat la vot, dar și de modul în care s-a votat aici la Iași. Din păcate, încep cu exprimarea aceasta, scrutinul acesta electoral a surprins cea mai mică prezență la vot post-decembristă la alegerile locale de la Iași. Dacă până la aceste alegeri media prezenței la vot a fost de 41% dintre cei cu drept de vot, iată că anul acesta am avut puțin peste 30%. Spun din păcate pentru că în orice democrație prezența mai mare la vot dă legitimitate până la urmă rezultatului scrutinului respectiv. Imaginați-vă că oricât am încercat să ne consolăm cu rezultatele pe care le știm acum cu toții, primarul în funcție al Iașului a fost votat de doar 13% dintre ieșeni, ceea ce reprezintă un procent extrem, extrem de mic dacă dorim să avem și legitimitate. Dar acestea sunt rezultatele, sunt validate, mergem înainte așa cu ce avem. Ce veți face cu persoanele care v-au oferit votul de încredere? Pentru că a fost un procent ce a fost obținut de Partidul Național Liberal. Acestea sunt, dacă vreți, motivele pentru care am ales să continui și să nu cedez, pentru că cele peste 23.000 de voturi pe care le-am primit eu și cele peste 20.000 de voturi, aproape 21.000 pe care le-a primit Partidul Național Liberal, reprezintă fundamentul pe care se poate construi în continuare. Fără doar și poate, eu pot să-mi asum o critică. E posibil să nu fi articulat corect ideile, cuvintele către ieșeni, către alegători, pentru că aceștia să capete acel capital de încredere sau eu să-l am și să reprezintă într-adevăr o opțiune. Nu a fost să fie, de altfel, urmărind ce s-a întâmplat la nivel național, putem vedea cu ușurință că în toate orașele mari din România, orașe printre care se află și Iașul, evident, au câștigat primarii în funcție. Acesta a fost dezavantajul turului de scrutin unic, a unei legislații care nu ți-a permis să te desfășori în niciun fel, a fost o liniște mormântală, cum se spune, în campanie, în deplin contrast cu ce era înainte, că nici ce era înainte nu era bine să avem tapetate orașele în toate culorile așa perioada este campaniei, dar nici să nu te poți exprima în niciun fel, să nu poți măcar să umbli cu un tricou cu numele tău pe tine, tu fiind candidat, adică s-a dus cumva la extremei. Asta avantaja primarii în funcție, care având mijloacele, să spunem, comune ale administrației, au cheltuit cum au dorit, făcându-și practic prin intermediul instituției pe care o controlau campania electorală. Trebuie să le spunem ascultătorilor că pe 11 iulie 2016 Biroul Național al PNL a votat numirea dumneavoastră în funcție de președinte unic al PNL Iași. Știu că a fost o întreagă așa răfuială internă, nu? S-au strâns și semnături împotriva dumneavoastră. O parte vă vroiau, o parte nu v-a vrut, v-a deranjat acest lucru pentru că după aia lucrurile s-au liniștit. E clar, numirea a fost făcută. Eu sunt un om al dialogului, totdeauna am fost un om al dialogului. După cum cred că a putut vedea și opinia publică, nu m-am manifestat în această perioadă. Este corect să lași colegii să-și exprime până la urmă opiniile. Există și în acest caz totuși o limită până la care opiniile sunt democratice și această limită depășită înseamnă că deja aduce atingere partidului.
Ceea ce vreau să spun acum este că nu a fost vorba de, să spunem, vreo falie creată în partid sau să vorbim de un război intern, nici pe departe. Filiala PNL Iași a fost unită și înainte de alegeri și după alegeri. Ce pot să spun, și asta e o chestiune cunoscută în politică, de obicei scandalurile mici se amplifică în exteriorul partidului mai mult pentru a căpăta aderență. Un conflict intern în partid mare se tranșează tot timpul în partid. Cele care sunt, să spunem, nesemnificative, se agață, dacă vreți, de multiplicarea volumului în spațiu public, ceea ce nu este corect raportat la organizație politică care se exprimă democratic în forurile sale. De aceea n-au existat probleme, încă o dată o spun. Listuțe, liste de acest gen, noi nici nu le cunoaștem, nimeni din leadership-ul partidului Iași nu a văzut acele liste. Eu sunt interesat mai degrabă să văd ce nu s-a înțeles din ceea ce am făcut, din ceea ce am gândit, pentru că, evident, după această campanie electorală am făcut acea introspecție și am găsit și cauze pentru care nu a mers bine sau, să spunem, puteam scoate un rezultat mai bun, nu s-a întâmplat. Am găsit și motive, le-am explicat, tocmai de aceea mă interesează să înțeleagă până la urmă fiecare membru al partidului nostru și electoratul care a votat în cele în urmă și a avut o opțiune în ce ne privește, de ce nu a fost mult mai bine. Spuneați atunci când a avut loc această numire că PNL Iași este principala forță de opoziție la guvernarea locală PSD și aveți o datorie uriașă față de Ieșeni. În următorii ani, PNL Iași își va asuma în principal două roluri. Despre primul vrem să povestim în minutele următoare. Veți aduce la cunoștința ieșenilor mizele importante de la nivelul primăriei și Consiliului Județean și le veți explica temeinic tuturor pentru ca majoritatea PSD ALDE să nu poată arunca nestingherită banii publici pe proiecte absurde și costisitoare. Deja trebuie să spunem, a avut loc și prima ședință de Consiliu Local, ați luat poziție atunci când vorbim de achiziționarea acelor autobuze pentru a se schimba, să spunem, cum circulăm, nu modul în care circulăm în Iași, și ați venit cu câteva soluții, cu alte idei pentru cei care au propus acel împrumut. În momentul de față, cum se prezintă această situație și, practic, a fost votat acest proiect? Da, încep prin a vă răspunde la prima parte a întrebării, să spun așa. Noi dorim să cunoască Ieșenii exact cum se cheltuie banii publici, pentru că am tot spus, această obscuritate care a înconjurat primăria Iași de multă, multă vreme, este de fapt cea mai mare boală a administrației locale, pentru că lipsa de transparență frânează inclusiv intenția unui investitor să vină aici să își cheltuie banii neavând o, cum spune, o lumină clară, puternică a ceea ce se întâmplă în aparatul primăriei și cum se cheltuie banii publici, pentru că am arătat în nenumărate rânduri ieșenilor că nu există transparență, nu de acum, nu există de 10 ani aproape transparență, nu știm pe ce se cheltuie banii ieșenilor. Transparența în administrația publică, la nivel de primărie, de fapt duce la o competiție, adică o instituție care afișează public și transparent ce dorește să achiziționeze în următorul an, dau un exemplu, creează premisele ca producătorii locali, prestatorii de servicii locali să-și facă o ofertă. Mai multe oferte înseamnă competiție, înseamnă scăderea până la urma cheltuielilor primăriei având mai multe oferte. Ei, lipsa aceasta de transparență surprindea de fapt preînțelegeri, care însemna ceva, o achiziție costisitoare în realitate pentru primărie, și acest lucru dorim să nu mai existe. De aceea vom face public de fiecare dată orice demers pe care îl are executivul primăriei sau al Consiliului Județean, pentru că Partidul Social Democrat deține în acest moment majoritatea în ambele situații, ca ieșenii să cunoască ceea ce se întâmplă. Și este o datorie, de fapt, a executivului, nu a opoziției, dar pentru că nu o înțelege în acest fel puterea, o să o facă opoziția. În ce privește transportul public? Da, vorbim de achiziția aceasta, da, de autobuze. Din start vreau să spun foarte răspicat, ne dorim înlocuirea completă a parcului auto, a parcului logistic, a prestatorului public de servicii de transport. Am spus-o și din campanie și poate de ani de zile încoace tot spunem că este absolut rușinos ce se întâmplă la Iași. Este fără doar și poate nevoie de un nou parc auto,
ne dorim autobuze noi, ecologice, electrice, în măsura în care înțelegem să ne racordăm deja la viitorul Europei, dar în fine, în primul rând, să fie noi, pentru ca ieșenii să circule în siguranță. Însă, și aici este un însă, noi am susținut întotdeauna eficiența cheltuirii banilor publici. Dacă există axă de finanțare europeană cu sume nerambursabile, exact pentru așa ceva, și aici vreau să înlătur minciunile care tot sunt aruncate în spațiu public de executivul primăriei și de către conducerea primăriei că nu finanțează Uniunea Europeană achiziția de autobuze noi, iată că chiar ieri, dacă nu mă înșel, am primit răspuns de la ADR Nord-Est, exact la întrebarea noastră, răspunsul este da, se pot achiziționa din această axă despre care vorbim cu toți, autobuze Euro 5, Euro 6 și sunt acolo explicate și alte chestiuni. Bun, deci de ce dorim credeți? Practic să nu îndatorăm ieșenii prin obținerea unui credit, pentru că credit înseamnă dobânzi, nu-ți dă nimeni bani, înseamnă dobânzi, înseamnă până la urmă banii ieșenilor, dorim să achiziționăm aceste mijloace de transport noi prin fonduri europene, iar acei bani care sunt luați dintr-un credit să-i folosim în zone în care Uniunea Europeană nu finanțează. Adică vrem practic să luăm autobuze noi cu banii Uniunii Europene, nu cu banii noștri. Ei, aici este, dacă vreți, o... Nici nu cred că e vorba de diferențe de viziune. E vorba de politica puturosului, cum am mai spus-o, pentru că e foarte simplu să duci la bancă. Banca te așteaptă cu brațele deschise să-ți dea bani, pentru că asta e business-ul ei. Dar e mai greu să scrii un proiect, să respecti exigențele finanțatorului european, să te supui și riscului că dacă nu ai fost corect, îți iau banii înapoi cei de la Uniunea Europeană. E mai complicat așa. Așa, cu banii în buzunar faci ce trece prin cap, ceea ce nu e corect. Asta vreau să vă întreb. De ce credeți că s-a ajuns la această variantă, dacă iată această soluție de a apela la fondurile europene exista totuși? Încă o dată, răspunsul este pentru că la acest moment e mai simplu pentru oameni care nu înțeleg importanța fondurilor nerambursabile să ia acest credit, să rezolve, să se spele pe mâini, să spun, de această problemă. Nu, ea va rămâne, pentru că un oraș îndatorat cu 15 milioane de euro nu mai este un oraș așa liber să alerge. Plus că trebuie să spunem și un alt adevăr, se tot aruncă în spațiu public urgența achiziției. Da, este urgent să achiziționăm, numai că nu este deloc adevărat că un acord cu Berdul se finalizează imediat și putem achiziționa mâine, ca să spunem că aceasta ar fi susținerea principală a executivului primăriei. Nici vorbă. Să ne amintim că acea situație exista la Consiliul Județean împrumut Berd, iar negocierile au durat 2 ani de zile. A, dacă te pui în genunchi în fața finanțatorului și accepti dobânzi mari, condiții care nu sunt avantajoase, poți să semnezi și mai repede de 2 ani. În schimb, noi trebuie să luptăm pentru fiecare cent. Ei, pe de altă parte, am demonstrat chiar prin proiectul aeroportului, unde am avut finanțare europeană nerambursabilă mare de 57 de milioane de euro, acest proiect a fost scris, depus și aprobat în 6 luni de zile. Adică se poate și am arătat că se poate și 6 luni de zile în condițiile în care, dacă vă mai amintiți vara lui 2014, parcă piedicile puse de Ministerul Transporturilor la semnarea ordinului acela privind contractul nostru de finanțare, deci se putea și mai repede de 6 luni, estimam noi la 4 luni. Așa că să nu ne mai mințim, banii europeni pot veni repede dacă ești corect, dacă depui proiectul fără cusuri, dacă lucrează specialiștile și dacă nu ai interese. Că așa oricine poate să facă credit și asta nu e o vorbă de performanță. Hai să folosim creditul pentru parcuri industriale, dacă e nevoie, pentru a avea și noi o sală de, să spunem, multiculturală, unde o să ținem concerte, evenimente culturale mari, lucruri pe care nu le regăsim acum clar în ghidurile de finanțare. Pentru ceva ce aduce înapoi bani. Hai să facem lucrul acesta. Ascultă Față în Față cu Andrei Giurgea la Viva FM. Trebuie să spunem că tot primăria a venit cu propunerea nu de alocare din banii publici a 1,6 milioane de euro pentru achiziția casei Racoviță din Copou. Se pare că tot în acea ședință acest proiect nu a trecut mai departe și cu acești bani se pot face multe alte lucruri. Asta susțineați dumneavoastră. Da. Este, dacă vreți, o primă dovadă că o poziție făcută corect de un grup de consilieri care studiază, se documentează înainte de ședințe și țin pe această cale să le mulțumesc colegilor mei, consilierii liberali din Consiliul Municipal Iași, pentru că s-au documentat corect. Noi nu pornim la drum cu o idee că trebuie să respingem sau să căutăm să respingem orice proiect al executivului. Este greșit, nu este constructiv și nu asta vom face. În schimb, în privința acestui proiect erau foarte multe semne de întrebare. Este pentru prima dată când primăria își exercită acest drept de preempțiune pentru un obiectiv de patrimoniu important ce-i drept, dar care se afla într-o situație foarte bună și putem enumera alte clădiri de patrimoniu aflate în paragină,
care sau pentru care s-ar justifica o astfel de măsură de răscumpărare, de cumpărare sau de exercitarea dreptului de preemțiune. Nu era cazul în această situație. Mai mult decât atât, toate aceste, să spunem, minciune, corect să spunem, aruncate în spațiu public, cum că ar pleca de acolo cel care astăzi se află să desfășoare activitatea, acel centru cultural, în altă parte, este o minciună, pentru că nu poți schimba destinația clădirii niciodată fără avizul Ministerului Culturii în cazul acestor obiective, adică nimeni nu poate să vină în loc să ocupe acel imobil, să-i dea o altă destinație. Deci este exclus. Toate aceste, să spunem, chestiuni subțiri aruncate pentru susținerea proiectului nu au ținut și au cedat. Și apoi, haideți să gândim și în termen de business, să spunem, că primăria trebuie să gândească și în felul acesta. Cum să dai 1.600.000 de euro sau care este suma pe o clădire și să primești chirie de acolo doar 3.000 de euro pe lună? Adică dai banii aceștia și îi recuperezi de-abia după 50 de ani. Unde în lume se fac astfel de afaceri? Adică nici măcar din punctul ăsta de vedere nu ținea. Astfel încât proiectul, după cum ați văzut, a căzut. Altfel spus, când aduci argumente corecte, când te documentezi corect, reușești până la urmă să pui și executivul, care are un interes mai mare sau mai mic, să-l pui pe calea dreaptă. Ceea ce s-a întâmplat la acest proiect și chiar suntem mulțumiți. Asta vreau să vă întreb, care credeți că va fi soarta și viața consilierilor locali PNL în Consiliul Local, având în vedere toate aceste întrebări, toate aceste dispute? Mulți au spus că a fost o întâlnire în care s-a țipat, în care s-a strigat. Să știți că de această dată în Consiliul Local Iași, din partea PNL, sunt persoane care nu pot fi considerate vedete, pentru că nu au avut o expunere publică până acum. Nu sunt persoane publice, să spun așa. În schimb, sunt persoane cu un CV extraordinar. Imaginați-vă că printre colegii noștri sunt șef de promoții pe țară, în ce au finalizat, șef de misiuni diplomatice la un moment dat. Adică nu sunt oameni care, nu știu pe ce lume se află, sunt oameni pe picioarele lor. Chiar cred că oricare din colegii mei au un CV care, într-adevăr, e impresionant pentru ceea ce fac. Și mai important decât atât, oamenii aceștia s-au dus cu credință în Consiliul Local și s-au luptat, să spunem așa, pentru a ajunge consilier local cu dorința de a schimba în bine orașul. Nu au absolut niciun interes de niciun fel, nu sunt oameni care provin dintr-un anumit grup al orașului sau un alt grup, sunt oameni care vor să se dedice schimbării orașului nostru cu adevărat. De aceea cred că vor face o figură bună și vă spun că au libertate absolut de plină să amendeze de fiecare dată derapajele executivului a primarului actual și am văzut că o fac foarte bine documentat. Altfel spus, când degețelele vor încerca să piște ceva, vor primi o riglă serioasă de la colegii noștri liberali. Că tot pomeneam de sume foarte mari în această după-amiază, s-a tot vehiculat în ultima perioadă și chiar dorim să știm care este și punctul dumneavoastră de vedere, că Iașului îi lipsește un eveniment de anvergură. Am văzut consilierul local independent, Andrei Postolache, a propus organizarea în Iași a unui mare festival de muzică. Imediat, în această dimineață, citeam în presă că domnul primar Mihai Chirica susține această idee. De ce părere sunteți dumneavoastră? Ce-i trebuie Iașului ca să iasă din anonimatul pe care îl identifică cei care acum conduc orașul? Nu vreau să fiu răutăcios, dar încep cu răspunsul, trebuie cu totul altă administrație. Din păcate, iată, nu am reușit să facem acest lucru, pentru că aceiași oameni care au ținut orașul în obscuritate atâția și atâția ani sunt în continuare la guvernarea, să spună, locală. Deci, în primul rând, cu totul alți oameni, alte filozofii. În fine, noi avem. Dar răspunsul Iașului, lipsesc evenimente de mare anvergură, am spus de-a lungul campaniei de mai multe ori și am spus dând exemple orașe din România unde se întâmplă acest lucru, Cluj, Timișoara, Oradea, Sibiu, la Iași nu se poate. Am avut, să spunem, în istoria recentă a orașului nostru, acel mare eveniment care se numește Filit, un eveniment care și-a demonstrat anvergura europeană prin cronicile care au fost după acel eveniment. Iată că PSD a reușit să-l îngroape și pe acela, să ne amintim disputele din Consiliul Județean, acuzele și așa mai departe, astfel încât a picat. Ei, ca să se întâmple un eveniment de o asemenea învergură, nu ne trebuie doar dorință și propunere, ne trebuie maturitatea celor care acum au hățurile în mână, și anume Partidul Social Democrat la Iași, să înțeleagă că acolo unde nu se pricep, să lase specialiștii să facă aceste lucruri, pentru că
nu pot să nu fac recurs la istoria dosarului de candidatură pentru Iași Capitală Culturală Europeană, unde tot ambiția unor oameni care nu cunoșteau domeniul respectiv a făcut să pierdem într-un mod rușinos. Dacă se înțelege că specialiștii trebuie să-și exercite acea specialitate în domeniile respective, atunci vom reuși. Este vorba doar de mentalitate. Ce se mai știe în acest moment, că tot ați pomenit de Festivalul Internațional de Literatură și Traducere? Pentru că au fost foarte multe discuții, se face, nu se face. Anul trecut a fost o ediție restrânsă, una de criză și de protest pentru ceea ce s-a întâmplat. Se știe ceva în acest moment? Eu nu am informații că urmează să se întâmple ceva de anvergura ceea ce s-a întâmplat. Și asta pentru că tocmai promotorii acelui eveniment mare, care a confirmat încă o dată, nu mai e nevoie să mai demonstreze ceva, au fost cei mai blamați, cu acuze nedrepte, cu chestiuni care depășesc limita normalității și nu știu dacă mai există scânteia. Un lucru mare se face de către oameni cu viziuni largi și acei oameni au fost îndepărtați. Nu știu în momentul acesta dacă există din nou această dorință. Pe de altă parte, cum spuneam mai devreme, noi după acele ediții ale Filitului care au reușit, ar fi trebuit din start să gândim acea infrastructură care să găzduiască astfel de evenimente, vă spuneam, o sală multifuncțională, culturală, care să poată primi între 1500 și 3000 de spectatori, ne lipsește cu desăvârșire, astfel încât de acum înainte trebuie să punem lucrurile corect pe hârtie. Haideți să ne apucăm de acea investiție, ne lipsește și o să vedeți că o să putem și noi să avem ce se întâmplă în altă parte a țării, evenimente mari, pentru că, să spunem, casele care organizează astfel de evenimente mari se uită în Europa după locațiile care au asemenea infrastructură. După aceea încep negocierile. Nu ai, nici măcar nu se uită la tine, nu vine să te întrebe dacă vrei ceva. Deci trebuie să începem corect evoluția în domeniul acesta. 0753 100 300, numărul nostru de SMS, dacă sunt întrebări pentru invitatul nostru din această după-amiază. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem după o scurtă pauză. Viva FM. Am revenit în direct la ediția din această după-amiază a emisiunii Față în Față. Vă reamintesc că alături de noi, în studioul Viva FM, este prezent domnul Marius Bodea, președinte unic al PNL Iași și președinte al Consiliului de Administrație în cadrul Aeroportului Internațional Iași. Domnule Bodea, revenim la discuția noastră și aș dori să ne spuneți, din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi primul proiect sau prima etapă de care ieșenii au neapărat nevoie în, să spunem, perioada imediat următoare? Fără doar și poate, am spus și mai devreme, transparentizarea este primul proces cel mai facil de făcut dintre toate procesele de anvergură pe care, sau proiectele de anvergură de care Iașul are nevoie. În schimb, noi în acest moment nu vom ieși în acest cerc vicios al lipsei locurilor de muncă dacă nu creăm infrastructuri pentru locuri de muncă. Și vreau să mă rezum doar la proiectele mari, că proiecte mici, slavă Domnului, avem nevoie. Acele parcuri industriale de care am tot vorbit, acum văd că fac și agenda actualului edil șef, bine, într-un mod dubios, dar în fine, nu asta e important. Avem nevoie de parc industrial. Parc industrial înseamnă o platformă unde investitorii pot veni, beneficiind de anumite facilități fiscale, să construiască, să dea locuri de muncă. Am mai spus-o, în România sunt 70 de parcuri industriale, în Iași nu este niciunul. Sunt orașele țării care au câte 2, 3 și mai multe, și ori județe cu mai multe. În Iași nu există niciunul, este inadmisibil. Este un prim pas și e un pas urgent care trebuie făcut pentru asigurarea acestei mari infrastructuri. În paralel, noi trebuie să facem posibilă acea atractivitate către mediul de afaceri. Mediul de afaceri are nevoie să găsească în primărie birouri unice, unde să-și rezolvă problema pe loc, imediat, fără să mai fie plimbați, că așa lucrurile evoluează, se simt în siguranță, vor să investească, le place să facă acest lucru și e o chestiune, dacă vreți, complementară la investiția în infrastructură. Apoi trebuie să stimulăm cu orice preț ca tinerii să rămână aici, pentru că ei își fac studiile aici, dar din lipsa perspectivei de dezvoltare profesională și așa mai departe, aleg calea pribegiei pentru un trai mai bun. Trebuie să începem odată să înțelegem că acele incubatoare de afaceri de care vorbeam și scheme de minimis pentru tineri antreprenori nu sunt doar de pus așa într-un tablou electoral.
E nevoie ca acești oameni să rămână aici, tinerii noștri să rămână aici, să fie ajutați la început, primăria să funcționeze ca un business angel și să oamenii să rămână. Că în timp dezvoltă afacerea și mai au un coleg și mai au doi colegi și lucrurile încep să meargă și avem producție locală cu creiere locale, ca să spun așa. Și sigur putem continua, sunt fără doar și poate trebuie să existe pe agenda imediată a primăriei partea aceasta de poluarea orașului, pentru că nu putem să trăim sănătos într-un mediu complet nesănătos. Ați văzut, suntem pe primul loc după București, ca fiind cel mai poluat oraș la nivel de pulberi. Trebuie scos traficul greu din oraș imediat, pentru că pe lângă sănătatea noastră de zi cu zi, traficul greu distruge și infrastructura de străzi. Astăzi băgăm bani într-o șosea, peste jumătate de an o vedem distrusă, pentru că acolo nu se respectă condițiile de greutate permise de infrastructura respectivă. Deci ne ocupăm și de această parte de mediu, să gândim folosirea de resurse, să spunem, eco, cât mai mult în comunitatea noastră și, în genere, dacă vreți, ar trebui să luăm și noi modelul unui oraș românesc devenit european deja, că avem, slavă Domnului, din ce în ce mai multe, numai noi rămânem în urmă cu ani lumină. La ceea ce spuneați dumneavoastră în aceste minute, mă duce cu gândul la ideea pe care ați enunțat-o atunci când ați fost numit lider unic. E vorba de calitatea vieții ieșenilor. Nu trebuie îmbunătățită într-un mod sau altul, exact. Și ați dat câteva exemple. Da, fără doar și poate. Îmi vine acum o idee și o să revenim. Vă rog. Mă uitam cu durere la ce înseamnă intervenția politicului, dar intervenție dincolo de orice putere de înțelegere în ce privește susținerea comunităților rurale, și am să mă refer acum la acest moment. Și vedem că pe chestiuni de normalitate absolut, de decență, de civilizație, cum este infrastructura de străzi comunale, s-a făcut cea mai mare nedreptate pe care am văzut-o în Iași după Revoluție, indiferent de cine a fost la guvernare. Numai primăriile PSD au primit bani pentru infrastructură, ca și cum în localitățile celelalte nu există oameni, știți? Nu pot să înțeleg mentalitatea oricărui guvern, am să spun acum, faptul că nu înțeleg că patru elemente de bază, și mă refer aici la apă, canal, la străzi, da, la învățământ și la sănătate, aceste patru elemente, bine, putem continua, dar aceste patru de bază sunt obligatorii să existe în toate localitățile din România în mod echitabil, indiferent de culoarea politică. Mai departe, dacă vrem să departajăm primările între ele, să susținem un primar care aparține partidului de guvernare, atunci să o facem pe proiecte personale ambițioase, de altă învergură, de alt nivel, gen bazine olimpice, săli de sport, eu știu, parcuri pe acolo și altceva, mini-parcuri industriale, eu știu, și altele. Dar nu să diferențiem comunele pe chestiuni de bază elementare, de decență, dacă vreți. E, dacă o să înțeleagă guvernele lucrul acesta, atunci vom normaliza și calitatea vieții va crește, indiferent în ce parte a României te afli. Acest lucru se întâmplă și la Iași. Am bătut orașul acesta în ultima perioadă la pas de mai multe ori. Vă rog să mă credeți că e dezastros ce este în Iași. Sunt străzi de pământ, suntem în mileniu 3, suntem un oraș totuși, ne vrem european. Se lucrează intens, din câte am văzut. Se lucrează intens de 20 de ani, dar nu știu unde se lucrează intens, că nu se vede. Sunt zone unde nu s-a mai intervenit de peste 25 de ani. Și ceea ce mi-era cel mai teamă, subiectul curățenii, a grijii primăriei față de cetățeni, a dispărut complet după momentul alegerilor. Sunt străzi unde nu s-a mai trecut pentru un minim serviciu de salubrizare fix de pe 5 iunie. Adică, haideți să fim serioși, să ne revenim totuși, că oamenii aceia n-au nicio vină. În campanie a fost agitație mare, primarul era pe străzi, toată lumea mulțumită. E părăsit orașul iarăși prin zonele acestea și au revenit la activitățile lor. Citeam un studiu foarte interesant. Timișoara se află pe locul 19 în topul orașelor din Europa cu cea mai bună calitate a vieții, mult peste orașe precum Barcelona, Paris, Londra și Roma. Clujul e pe locul 22. Trebuie să spunem că în acest clasament Iașul nu se regăsește și iată, completează ceea ce spuneați dumneavoastră puțin mai devreme atunci când vorbim de calitatea vieții ieșenilor. Așa este. Vreau să spun că poate părea ciudată explicația care o să o prezint acum, însă ea este singura explicație reală. Și e vorba de lipsa acestei autostrăzi despre care tot am vorbit. Toate orașele acestea dezvoltate sunt conectate între ele cu Europa, cu inima Europei. Noi aici suntem izolați de o barieră muntoasă.
Astfel încât autostrada aceasta nu e doar un moft, cum tot explicăm, ea trebuie să existe. Până nu o să avem autostradă, noi nu o să putem intra în niciun astfel de top, indiferent cât de isteți vor fi cei care guvernează zonele noastre. De aceea, pentru mine, e un proiect de acum, dincolo de proiect politic, e un proiect de ambiție personală, să fac tot ce pot ca acest proiect să se întâmple pentru comunitatea regională a Moldovei. Și de aici este cercul vicios. Lipsa acestei infrastructuri a creat premisele sărăciei zonale. În zona aceasta de sărăcie, oriunde lume, guvernează, dacă vreți, cei cu politicile acestea de stânga, sociale, care perpetuează sărăcia. Nu fac altceva decât să perpetueze sărăcia. E ca un cerc vicios. Eu vă spun că până când nu o să avem această infrastructură, nu vom reuși să facem salturi importante, salturi uriașe. Decalajul se tot adâncește între noi și vestul României, nu mai spun între noi și vestul Europei. De aceea o să vedeți în zona de vest a României, în zona unde există infrastructură, astfel de topuri care fac cinste comunităților respective, iar la noi nu o să vedem decât praf și nu o să vedem decât scandal și... Cine știe, poate Iașul va ajunge odată și odată într-un astfel de top, pentru că e clar, e important și pentru noi cei care locuim aici, nu, și pentru clasa politică, de ce nu? Față în față pe 105 FM. Ne întoarcem la discuția noastră și vorbim și despre aeroportul internațional din Iași, pentru că sunteți în această calitate invitat în cadrul emisiunii noastre Față în Față. E clar, lucrurile acolo sunt pe o pantă, nu, ascendente. Îmi povesteați puțin înainte de a intra în direct că sunt director, nu, de aeroport din străinătate, care vă sună și vă întreabă cum de-ați reușit, nu, să aduceți atâtea curse, atâtea trasee într-o perioadă foarte scurtă de timp. Așa este. Sigur, e un moment de mândrie când vezi că aeroporturi despre care credeai că sunt sigur mai evoluate decât tine te contactează pentru a încerca să împrumute experiența de la aeroportul Iași, pentru că nu vreau să sune o laudă, dar chiar lucrurile au avut o dinamică la Iași cum nu prea s-a mai întâlnit în aviație. De aceea și la sfârșitul anului trecut au fost premiați la Montreal, tocmai pentru succesul acesta an de an, an după an, și parcă nu se mai oprește la Iași. Pentru că lucrurile au fost făcute cu cap, să spun așa, de la început. Exista o foaie de parcurs corect desenată și nu ne-am abătut niciun milimetru de la drumul pe care l-am gândit în 2012, când am preluat conducerea aeroportului. Suntem într-un punct în care, într-adevăr, suntem reper pentru aviația din Europa. Nu suntem cel mai mare aeroport sau nu suntem printre aeroporturile mari ale Europei, dar nu asta contează, ci modelul de dezvoltare care te duce la un astfel de aeroport în viitor, la o astfel de anvergură. Și mai mult decât atât, în premieră, iată, pentru Ieșeni, anunțăm că în luna septembrie aeroportul Iași va organiza cel mai mare eveniment de aviație la Iași. Este vorba de un eveniment dedicat aeroporturilor de această dată, eveniment organizat împreună cu Agenția Europeană de Siguranță Aviației, practic este forul suprem al aviației în Europa, și cu Autoritatea Aeronautică Română. Este o veste mare pentru Ieșeni, pentru că se întâmplă la Iași să vină aviația europeană. Și asta va ajuta fără doar și poate și orașul. Așadar, în septembrie ne pregătim de acest mare eveniment. Un plus trebuie să recunoaștem pentru Iași. Să vorbim puțin și despre aeronave. Cum sunt acestea? Care e starea lor? Mă refer cele cu care se fac zborurile. Sunt noi? Sunt în condiții optime? Vreau să spun că în aviație există o rigoare pe care nu cred că o mai întâlnim în alt domeniu. Nu contează vechimea aeronavei, pentru că ea trece prin procese de mentenanță stabilite clar de producător, astfel încât ea e optimă de zbor, indiferent de ce vârstă are. Diferența, de fapt, este problema companiei. Dacă are o aeronavă nouă sau una veche, și asta se reflectă în consumul pe care îl are acea aeronavă, în confortul pe care îl oferă acea aeronavă pasagerilor, și evident asta înseamnă atractivitate. Deci din punctul acesta de vedere e o treabă de competiție și e problema companiei aeriene. În schimb, am înțeles. Vă spuneam, mentenanța este o treabă care de rigoare mare în aviație. Avem noi curse, nu? Lansate la începutul lunii iunie, la începutul lunii iulie, putem zbura către Germania, nu? Asta e clar. Putem ajunge și în Spania. Cum au fost primite de cei care au dorit să ajungă în aceste zone și până acum nu au avut această posibilitate pe calea aerului? Da, într-adevăr, spre Germania avem două conexiuni, spre München și Köln, spre Spania avem două, Madrid și Barcelona. Sunt lucruri care
nici măcar în fanteziile noastre nu existau în anii din urmă, dar asta nu pentru că nu are Iașul potențial, ci pentru că, mă rog, în fine, nu a existat o preocupare intensă să conectăm orașul nostru. Este într-adevăr un moment în care putem spune că suntem conectați cu bună parte din Europa și cu puncte importante ale sale și evident vom continua în acest fel. Trebuie spus că dacă nu va exista în continuare înțelepciunea la nivelul conducerii Consiliului Județean, noi conduceri, în ce privește susținerea aeroportului, și am să explic ce înseamnă de fapt această susținere, vă rog, lucrurile să știți că vor începe să stagneze. Astăzi aeroportul Iași este de sine stătător. Am reușit să-l trecem pe profit, nu mai cere bani publici, acolo se întâmplă totul doar cu banii de la companiile aeriene, deci nu mai cheltuim bani publici acolo. În schimb, faptul că noi administrăm o proprietate a statului, infrastructura, clădirile și așa mai departe, pentru aceste lucruri, legea, care în România e ciudată față de alte țări, dar asta e legea și o respectăm, presupune de fiecare dată vize, hârtii, birocrație între noi și Consiliul Județean. Adică noi suntem administratorii spațiilor, facem business, dar pentru fiecare lucru cerem acord. Ei, observ că există o stagnare a vitezei în care lucram Consiliul Județean înainte, adică astăzi vine la noi un potențial cumpărător de spații, de publicitate, să spun, oamenii asta fac, închiriază, suntem atractivi și vor acolo. Oamenii aceia plătesc bani aeroportului pentru spațiile unde își pun o reclamă sau, mă rog, își închiriază ceva de genul ăsta. Viteza cu care ți se răspunde de la Consiliul Județean, acel aviz, care e o formalitate, pentru că tot ce facem noi se încadrează în tot ce a dispus Consiliul Județean. În cât timp vine? Acum? Vă spun că înainte veneau și de pe o zi pe alta, ca să vedeți că de-aia și aeroportul a evoluat. Sincer, acum de la începutul lunii n-avem răspuns la multe din adresele noastre, dar aici e interesant, noi pierdem bani, pentru că aceste zile în care nu avem aviz înseamnă că n-am încasat banii de la respectivii oameni. E de fapt un prejudiciu care se creează în bugetul aeroportului și în bugetul Consiliului Județean, că noi virăm profitul după bună dispoziție a Consiliului Județean. Ei, lucrurile acestea trebuie să se înțeleagă foarte repede. Dom'le, ceva ce merge nu trebuie buruiat deloc, pentru că un exemplu este venirea unei companii mari aeriene la Iași. A făcut bază. Bază înseamnă că furnizorii de servicii pentru compania respectivă existenți pe aeroport au nevoie să dezvolte mai departe, pentru că un avion nu înseamnă doar două cursuri mari înainte, înseamnă mult mai multe cursuri, înseamnă personal, înseamnă cerințe, servicii, catering, ce vreți dumneavoastră, combustibile și mai departe. Odată cu dezvoltarea traficului, se dezvoltă și serviciile pe aeroport. Serviciile pe aeroport se desfășoară în spațiile aeroportului. Păi dacă un furnizor de servicii îți cere aviz să se extindă cu spațiu, să aibă capacitatea să deservească și tu aeroport, nici nu știi cum să explici că nu ți-a venit avizul, lucrurile vor începe să stagneze. Nu se mai face business și toată lumea suferă. Da, e important ceea ce am aflat în această după-amiază de la dumneavoastră. Cu siguranță discuția va continua. Spuneți-ne dacă vom avea o nouă destinație în viitorul apropiat. Când v-am întrebat, îmi spuneți că e prematur să spunem așa ceva. Să știți că suntem în continuare preocupați și aici mă refer la extern. Să legăm Iașul de Amsterdam este ținta pe care o urmăresc și pentru care am fost și săptămâna aceasta la București. Ea se naște greu pentru că depinde foarte mult să intri în conexiune cu compania aeriană care are hub la Amsterdam și poate să zboare mai departe peste ocean. Dar vești bune avem, pentru că de la 1 octombrie, iată ceea ce spuneam ceva timp în urmă, vor intra în operare cursele directe spre Cluj și spre Timișoara. Suntem singurul oraș din România, bine, nu vorbesc de București, vorbesc de provincie, care suntem conectați așa. Spre București o să avem 8 curse zilnice în curând cu cele două companii și o să avem, iată, Timișoara și Cluj. Adică am reușit o autostradă aeriană să facem spre vestul României, dar sigur nu e suficient. Sincer, abia aștept să putem ajunge cu avionul la Cluj, să nu mai fac 9 ore pentru a ajunge la un festival. Și pentru Edil să zboare cu curând, să ajungă acolo, să vadă cum arată un oraș civilizat. Mulțumim frumos pentru prezență, am aflat lucruri importante, vă mai așteptăm aici la Viva FM pe 105 la emisiunea Față în Față. A fost alături de noi în această după-amiază domnul Marius Bodea, președinte unic al PNL Iași și președinte al Consiliului de Administrație în cadrul Aeroportului Internațional Iași. Încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii Față în Față cu o știre de ultimă oră. Se pare că actorul Radu Beligan a încetat din viață, cu siguranță o să aflați mai multe detalii dacă veți asculta programele Viva FM. Vine Sorin Cimbru în Viva Traffic. Nu plecați nicăieri. O după-amiază cât mai plăcută. Viva FM.